Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, astăzi Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre care a avut la bază mai multe excepții de neconstituționalitate a unei prevederi din legea privind sistemul public de pensii. Prevederea în discuție stabilește că au dreptul la reexaminarea pensiei doar persoanele care continuă să activeze în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă. Problema de drept constituțional a constat în faptul că legea îi privează pe titularii unei pensii de dizabilitate de dreptul la reexaminarea pensiei spre deosebire de titularii unei pensii pentru limita de vârstă. Curtea a subliniat că protecția persoanelor cu dizabilități prevăzută de articolul 51 din Constituție îi impune statului obligația de a întreprinde măsuri în vederea ameliorării situației persoanelor cu dizabilități care ar putea, din cauza unor factori obiectivi sau subiectivi, să sufere excluziunea din mediul societal obișnuit. Articolul 33, aliniat 1, litera C din legea privind sistemul public de pensii, le recunoaște dreptul la reexaminarea pensiei în sensul majorării ei titularilor pensiei pentru limita de vârstă, care au activat sau care continuă să activeze în câmpul muncii cel puțin 2 ani după realizarea dreptului la pensie. Curtea a constatat că este un fapt dovedit științific că, din punct de vedere fiziologic, dizabilitatea prezintă mai multe riscuri pentru sănătate, între care moartea prematură sau dezvoltarea unor boli asociate dizabilității. Mai mult, o persoană care a fost diagnosticată la o vârstă fragedă cu un grad de dizabilitate are șanse mai mici să atingă vârsta generală de pensionare. Din aceste motive se pune problema dacă la reexaminarea pensiei de dizabilitate trebuie să se țină cont în mod corespunzător de gradul de dizabilitate, de șansele persoanei de a atinge vârsta generală de pensionare și de perioada de-a lungul căreia plățile vor avea loc. Curtea a menționat că marja discreționară recunoscută legislatorului în acest domeniu îi conferă în principiu posibilitatea ca din rațiuni administrative să renunțe la analize particulare. Totuși, Curtea nu a identificat o asemenea dificultate în acest caz. De altfel, chiar dacă ar putea să existe dificultăți, acestea nu justifică per se un standard de diferențiere care exclude o întreagă clasă de subiecte de la beneficiul unui drept. Mai mult, și într-o asemenea situație, există măsuri apte să asigure economii la fondurile sociale care să compenseze cheltuielile ipotetice. În orice caz, cheltuielile pot fi suportate și ele nu justifică de unele singure privarea persoanelor cu dizabilități de dreptul la reexaminarea pensiei. Curtea a subliniat că privarea persoanelor cu dizabilități de dreptul la reexaminarea pensiei ar putea avea ca efect inhibarea acestora de a practica o muncă salarizată și le poate determina să caute locuri de muncă la negru pentru a evita plata contribuțiilor de asigurări sociale. Curtea a reținut că, într-un asemenea caz, obiectivul gestionării corecte a fondurilor sociale nu va fi realizat. Totodată, Curtea a constatat că unele dizabilități, în special dizabilitatea medie și accentuată, păstrează o capacitate de muncă care permite prestarea de activități salarizate. Astfel, dacă unei persoane cu dizabilități i s-ar plăti salariul în termenul necesar
pentru a putea pretinde la reexaminarea pensiei, iar contribui mai mult timp la sistemul asigurărilor sociale de stat. Mai mult, poate fi în interesul protecției persoanelor cu dizabilități ca acestea să lucreze în continuare. Curtea a reținut că există o probabilitate foarte mare ca o persoană cu dizabilități să nu supraviețuiască până la atingerea vârstei de pensionare, astfel încât să-și exercite pe deplin dreptul la pensie. Curtea a notat că caracteristicile privind dizabilitatea au la bază condiții biologice și fiziologice specifice pentru speranța de viață. Totodată, dizabilitatea și condițiile care determină dizabilitatea constituie chestiuni care sunt legate inseparabil de persoana asigurată și în privința cărora aceasta are doar o influență limitată. Așadar, starea de sănătate a anumitor persoane cu dizabilități ar putea fi atât de afectată înainte de vârsta generală de pensionare, încât să nu mai beneficieze de pe urma contribuțiilor de asigurări sociale realizate. Mai mult, curtea a reținut că aceste evoluții se plasează în afara zonei de control a persoanei, iar în unele cazuri ele au un caracter aleatoriu. Curtea a subliniat că într-un stat în care sunt recunoscute ca principii supreme respectarea demnității umane, a drepturilor omului, a egalității și protecția specială a persoanelor cu dizabilități, asemenea diferențieri nu trec testul caracterului adecvat al măsurii. Mai mult, tratamentul diferențiat al persoanelor cu dizabilități, având în vedere elementele precizate mai sus, le poate induce un sentiment de nedreptate, de neputință și de frustrare. Curtea a observat că soluția neconstituționalității articolului 33, aliniat 1, litera C, din legea privind sistemul public de pensii, este în măsură să lipsească de efectivitate dreptul la reexaminarea pensiei și să creeze blocaje în cadrul sistemului public de pensii. Din aceste motive, pentru a remedia deficiența existentă, Curtea și-a rezervat prerogativa de a stabili prin această hotărâre o soluție provizorie care să reglementeze problema reexaminării pensiei de dizabilitate până va interveni Parlamentul. Așadar, Curtea a recunoscut constituțional articolul 31, aliniat 1, litera C, din legea privind sistemul public de pensii, în măsura în care de reexaminarea pensiei beneficiază și persoanele cu dizabilități. Ea a precizat că efectele hotărârii sale să se aplică începând cu data de 1 februarie 2022, cu excepția cazurilor din sesizările pe care le-a analizat. În cazul în care Parlamentul nu va revizui legea privind sistemul public de pensii în conformitate cu raționamentele expuse în această hotărâre până la data de 1 februarie 2022, autoritatea competentă în materia asigurărilor sociale de stat va asigura reexaminarea dreptului la pensie de dizabilitate, având în vedere considerentele hotărârii pronunțate astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție!